Dimineața! Bună! Arunat, Arunat? Bine ați venit! Am zis bine, are un an campania? Bine că ați venit! Are cam așa că... Nu are un an. Stai, de tine m-am săturat. Ceau! Te văd cam des în cam ultima des. Perioadă, nu știu ce se întâmplă. Adică te văd cam des în ultima perioadă. Da. Ne-am văzut peste tot și la Te Cunosc. Și la Te Cunosc. Și pe la Timișoara, în poze. La Timișoara, în poze? Da, eu sunt bătrân, nu mai ies în club. Mai strezi cu noi. Spuneți-mi nu despre femei pe bancnote. Am zis bine, are... Să știi că da, nu are un dar an, are câteva luni? Cam 6 luni de zile, dar dacă tu spui că ai impresia că e de un an, înseamnă că a fost de foarte despre, vizibilă și foarte prezentă, ceea ce mă bucură. Da, acum avem aproximativ 100 de apariții în presa națională și pentru că cred că a sosit momentul să trecem la următorul nivel, am început să prezint campania presei internaționale, care este interesată de subiect. Totodată suntem în discuții să ducem campania în inima New Yorkului pe unul dintre cele mai impresionante billboard-uri din Times Square. Și atunci, mă rog, așa ca o concluzie, campania are un curs foarte, foarte frumos și destul petiție, de alert. E vorba despre o petiție pe care oamenii o pot semna pe femeipebancnote.ro și tot acolo își pot alege o personalitate istorică preferată, pentru că pe bancnote pot apărea doar personalități care nu mai sunt în viață. Și personalitatea care va obține cele mai multe voturi va fi propunerea noastră oficială, care va merge către guvernatorul Băncii Naționale a României. Și vă invit ca în acest moment să intrați pe femeipebancnote.ro, să semnăm petiția. Da, și să vă alegeți personalitatea preferată. Știi ce Ana, mi se știu pare? Că tu ai susținut campania asta, da? Da, eu am susținut campania și odată cu campania asta am aflat câte femei de succes a avut România. Aici sunt prezentate 100, deci sunt destule. Știi, și putem afla mult mai multe despre ele odată ce căutăm acolo și... Cu siguranță, sunt chiar mai mult de 100. Da, dar... asta și greu să alegi, pentru că și eu m-am uitat exact, și... e foarte, foarte greu și, din păcate, ce vreau eu să se înțeleagă? Este că această campanie își dorește foarte mult să le scoată la lumină pe toate aceste personalități cărora noi le datorăm evoluția noastră. Fie că suntem bărbați, fie că suntem femei, pentru că dacă vorbim despre un cercetător științific care descoperă ceva, ei bine, de acea descoperire beneficiem cu toții. Și atunci e foarte important să recunoaștem meritele acestor personalități remarcabile. Văd toate domeniile aici, absolut. Da, toate sunt toate domeniile. Artă, știință, medicină, eroine avem. Uh-huh. Da. Ideea este în felul următor, că Ana Aslan, exact, ea, să zicem, da. Exemplu, da. Cea care este fondatoarea geriatriei și Organizația Mondială a Sănătății a propus drept etalon mondial institutul înființat de Ana Aslan, vine a spunea în felul următor, că atunci când faci într-un anumit domeniu mai mult decât fac ceilalți, tot timpul ți se cer din ce în ce mai multe probe, dovezi că ai avut dreptate. Ei bine, asta se întâmplă și în momentul actual. Sunt foarte multe personalități feminine, cu totul și cu totul remarcabile, care au descoperiri sau au realizat acțiuni impresionante pe care noi nu le cunoaștem și cărora chiar în momentul actual li se cer probe sau nouă celor care încercăm să le aducem la lumină, ni se cer probe că avem dreptate. Deși toate aceste probe există acolo și sunt ridicate la rang de medalii și de recunoaștere internațională. Un singur lucru mai lipsește și anume recunoașterea națională. Da. Pe cine ai votat? Eu am ales pe Caterina Teodoroiu. Da, pe Caterina Teodoroiu, ales Ana, da, și... Pentru că este o eroină, pentru că a fost luptătoare și mă regăsesc. Hey. Tu ești exact așa. Bă, da, aici mulțumim. Da. Regina Maria, Regina Elisabeta, Maria Rosetti. Da. Hai de ales. Sunt extrem de multe și cred că tinerii și, în general, oamenii pot afla mult mai multe dacă intră pe site și
odată ce ți alegi, știi, o să vezi și ce au făcut acele personalități, știi? Și cred că e important să ne reprezinte și pe noi o femeie pe o bagnotă. În ce țări găsim femei pe bagnote? Sunt foarte multe țări, practic toate țările civilizate, occidentale și nu numai, au femei pe bagnote. Suedia, Israel, Canada, Australia, Siria. Da? Turcia, Japonia, Anglia. Ucraina, vecinii noștri. În Anglia. Anglia, sigur că da, au trei personalități pe bancnotă. Ai și noi cu una cu măcar, regina, nu? Și apropo de regina Angliei, să știți că i-am scris. I-am trimis o scrisoare chiar de ziua reginei Maria, care a fost pe 29 octombrie. M-am gândit că poate își dorește sau poate ar fi fericită să afle că cea mai votată personalitate din campania Femei pe bancnote este Regina Maria, legendara noastră regină, care a fost născută în Regatul Unit și face parte din familia regală britanică. Așadar, Regina Maria a fost nepoata reginei Victoria și mă gândesc că e o informație pe care și-ar dori să o afle și casa regală a Marii Britanii. Au răspuns? Așteptăm răspuns. Abia am trimis scrisoarea. Wow, ce a scris regine, eu am scris lui aia mică. Exact, asta mă gândesc. I-a scris lui Meghan. Pe Instagram. Când nu era măritată, acum nu-i mai scriu. Okay. Deci avem femei pe bagnote.ro, loc unde puteți să votați maxim 3 favorite din cele 100. Aveți o listă aici pe care, dacă nu le cunoașteți pe toate, ar trebui măcar să dați un Google despre fiecare parte. Nu trebuie să dea search, să dea căutare, pentru că informațiile despre ele se găsesc tot pe site. Da, tot aici? Da, tot acolo. E foarte interesant. Adică veți afla foarte multe lucruri noi. Mm-hmm. Da, uite aici găsești toate informațiile. Campanie, misiune, votează 100 de femei, media, voluntariat, găsiți toate detaliile pe femei pe bagnote. Acolo la 100 de femei, da, este un moment istoric și am trimis deja petiția către guvernatorul BNR. Și ce aș vrea eu să se înțeleagă este că noi nu considerăm că suntem în două tabere diferite. Noi am lansat această petiție către guvernatorul BNR. De fapt, i-am lansat o invitație de a se alătura proiectului și de a scrie chiar domnia sa istorie în acest an istoric, da. De asemenea, centenar. Știm că este totodată probabil ultimul mandat al guvernatorului BNR, domnul Isărescu, și atunci mă gândesc că este o oportunitate fantastică de a rămâne în istorie și totodată în memoria colectivă, drept primul guvernator al Băncii Naționale a României, care dă ordin de emiterea unei bancnote cu efigie feminină și este foarte important să fie așa, pentru că gândiți-vă că doar astfel putem avea un simbol național. Noi dacă ridicăm o statuie unei personalități istorici, gândiți-vă că pentru acea statuie, să vedem acea statuie, trebuie să mergem într-un oraș anume, pe o stradă anume, la un număr anume, într-o piațetă anume, așa probabil. Așa o vezi imediat. E bine, câți oameni merg într-un oraș anume doar ca să vadă vizita o statuie? Răspunsul este evident. Așa, având o personalitate pe o bancnotă, va fi vizibilă. Mult mai vizibil. Noștri, da, permanent. Mm-hmm. Și doar așa o putem celebra în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumim frumos, o campanie frumoasă. Mulțumesc. Da. O campanie frumoasă. Și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și pentru faptul că, uite, cu ajutorul vostru putem să o facem cunoscută și celor de acasă. Și e foarte, foarte important. Vă mulțumesc. Intrați pe site și votați.